Bună ziua și bine v-am regăsit! Pentru astăzi avem noul model al celor de la Canon, se numește Spyder F3. Există mai multe tipuri de F3, F3S, F3T, F3H, F3 Limited Edition și așa mai departe. Ei bine, de unde vine denumirea de F3? De la tipul motorului, și anume dispune de un Rotax în 3 cilindri linie și dezvoltă 115 cai la 7250 de rotații pe minut. Modelul testat astăzi de noi dispune de câteva opționale, și anume parbrizul, pe care pe modelele standard nu-l găsiți, și bineînțeles cele două spătare, unul pentru pilot și celălalt pentru pasager, pentru a putea sta cât mai relaxant. Cea mai mare îmbunătățire, dacă o să spun așa, a modelului F3 este poziția pilotului. Astfel, cei de la Can-Am au mutat rezervorul care se afla sub șa și l-au pus în față, ca la orice motocicletă, astfel poziția și ei scăzând, iar acum pilotul va putea pilota, să spun așa, această jucărie cu o poziție mult, mult îmbunătățită. Sistemele electronice prezente la bordul acestei jucării sunt cu adevărat impresionante. Avem controlul tracțiunii, controlul stabilității, ABS și așa mai departe, toate făcute în colaborare cu Bosch, iar împreună cu cei de la Zax, care au făcut suspensia, și împreună cu cei de la Brembo, care sunt vinovați pentru frânurile de pe această jucărie, avem convingerea totală că toate vor funcționa impecabil, că nu ne putem face probleme nicio secundă, că vom avea incidente. Prețul pentru astfel de bijuterie pleacă undeva de la 17.000 de euro și poate ajunge până la 25.000 de euro în dotarea full. În concluzie, eu, ca și conducător de mașină, am găsit această bicicletă, tricicletă, motocicletă, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, foarte interesantă, o experiență foarte palpitantă, distractivă, probabil oricine ar avea nevoie de câteva clipe petrecute pe Can-Am, dar pentru motocicliști, în continuare, nu este o experiență plăcută, deoarece nu sunt încă obișnuiți cu acțiunea separată a roților față și, bineînțeles, cu acea pedală de frână care acționează în același timp toate cele 3 roți. Până data viitoare, vă spun la revedere și nu uitați să vă abonați la canalul nostru.